Gata. Bună ziua, numele meu este Panica Drăgușin, președinte al Comisiei de Licitație. În codul de parcare 176, Anderman 7, cel în care ați aplicat dumneavoastră, sunt scoase spre atribuire două locuri. Indiferent de ce loc ați aplicat, puteți să participați la licitație pentru fiecare loc în parte. Licitația începe de la suma de 600 de lei, care reprezintă taxa parcării în zona dumneavoastră. Saldul în licitație este cu multiplu de 10. Prin ridicarea biletului, dumneavoastră anunțați și suma pe care o licitați. Deci, saldul minim 10, maxim cât doriți dumneavoastră să fieți, dar să fie multiplu de 10. Suma licitată care va fi câștigătoare devine o creanță certă. Asta însemnând că neplata în termenul legal poate duce la executare zilnică. Termenul legal este de 30 de zile de la primirea autorizației. Această sumă se plătește o singură dată, anul acesta, de la anul se revine la prețul zonei, 600 de lei pe an. Cine nu va câștiga un loc de parcare, se va debloca CNP-ul ca să aveți posibilitatea să aplicați un alt loc dacă îl găsiți disponibil în proximitatea domiciliului dumneavoastră. Iar cine va câștiga un loc de parcare, trebuie să aibă în vedere ca pentru menținerea de an a autorizației să respecte anumite condiții din regulament. Și anume, plata parcării. Anul acesta se face o singură dată în termen de 30 de zile, de la anul, în cele două tranșe fiscale, 31 martie, prima tranșă, 30 septembrie, a doua. Asta nu înseamnă că nu puteți să plătiți tot la începutul anului, dar dacă în prima tranșă nu plătiți măcar jumătate, se încetează autorizația. Iar la finalul fiecărui an să nu aveți debite restante mai mari de 40 de lei. ITP-ul, RCA-ul să fie permanent valabil. În momentul de față, pe site-ul primăriei, avem un nou regulament în dezbatere publică. Ar fi bine să intrați să-l vedeți, bine și acum, dar și cum va fi definitiv. Pentru că acolo sunt mai multe condiții care sunt obligatorii pentru păstrarea autorizației. Când se schimbă numărul de matriculare, numărul mașinii, sunt date și termene. Dar cert va rămâne cu taxa parcării pe care v-am spus-o și în celălalt regulament. Mai sunt întrebări? Începem cu primul loc. Locul numărul 18, preț de pornire 600 de lei. Deci ai ridicat prima 11.600 de lei. Acum când ridicați, spune și suma pe care ridicați. 704. 705. 750. 11. 802. 904. 950. 950, 11. 1000. 1004. 11.000. Ah, 1111. 1204. 1311. 1404. 1511. 1500 odată, 1500 de două ori. 1604. 1653. 1711. 1100. 1804. 1911. 1953. 2011. 2000 odată. 2053. 2111. 2100 odată. 2100 de două ori. 2153. 2311. 2300 odată. 2403. 2511.
2500 odată, 2500 de două ori, 2603. 2650. 2650, 11. 2650 odată, 2650 de șoc. 2703. 2750. 2750, 11. 2750 odată, 2803. 2900. 2911. 2900 odată, 2900 de două ori. 3003. 3111. 3100 odată, 3100 de două ori, 3110. Am spus a treia oară. Am rostit a treia oară suma. Ați ridicat dublu. 3100 numărul 11. Cine are cerere de restituire? Dacă am și mai vreme, poți să vă lași cu cealaltă.